părțile, adică instituția publică și instituția privată, compania, agrează că atunci când se constată în practică un comportament lipsit de integritate, această constatare să poată conduce la rezilierea contractului și plata unei clauze penale. În felul acesta, instituțiile și cele publice și cele private vor fi încurajate să promoveze exclusiv mijloacele loiale de concurență. Este o practică internațională pe care o putem avea în vedere și în România fără o intervenție legislativă. Pe de altă parte, atât la nivel european cât și internațional, există practica aceasta a impunerii unor restricții pentru companiile care sunt implicate în astfel de fapte. Companiile ale căror angajați sunt condamnați pentru fapte de corupție, spre exemplu. Nu mai pot participa la achiziții publice. Este exemplu folosit în Germania. Putem avea în vedere astfel de soluții. În momentul de față suntem prin proces de consultare publică. Am avut în derulare un proiect sprijinit de Ambasada Marii Britanii în care am evaluat împreună cu companiile care este nivelul de așteptare cu privire la astfel de intervenții, reacția putând fi, bineînțeles, de rezistență la intervenție legislativă, ceea ce este normal. Iar săptămâna viitoare vom discuta, inclusiv în conferința anuală anticorupție, acest aspect, dacă este momentul oportun pentru a interveni în acest sens. Dar este o discuție mult mai amplă, care vizează atât reducerea cererii de corupție dinspre instituțiile publice, cât și reducerea ofertei dinspre sectorul privat. Companiile cu care ne-am consultat au avut în primul rând de ales între o modalitate de autoreglementare, introducerea la nivelul companiilor a codurilor etice sau de integritate, ori varianta de intervenție legislativă. Preponderent s-a mers surprinzător pe ideea unei intervenții legislative, tocmai pentru că acele companii care au deja standardele acestea le aplică fără nicio problemă. Este sistemul de autoreglementare pe care le regăsiți în special la companiile multinaționale.